Așadar, oameni buni, Cătălin Moroșanu, campionul nostru, are vinerea viitoare meci mare la Piatra Neamț. La Piatra Neamț va fi o gală incendiară. Grăbiți-vă, nu mai sunt bilete VIP și mai sunt 800 de bilete la vânzare. În restul, pa la revedere. Aceasta este centura Diamond Fighting Show, centura greilor. Va fi un meci care e cel mai tare greu din România, din noua generație la ora actuală. Wow, și tare. Vă spun, va fi un meciul serii, toată lumea așteaptă meciul între Valentin Bordeanu și Sebastian Cosmâncă. Deci va fi o nebunie totală. Aceasta este centura și aș vrea, Cătălin... Asta o să o dai celui care câștigă, nu? Da, celui care o va câștiga și vreau să ți prezint pe fiecare în parte. Da? A, uite, primul luptător pe care îl prezint este Valentin Bordeanu! Salut, Valentine, mă! Când făceam noi farse, a fost mereu om de bază și la noi. Challengerul Valentin Bordeanu, Sebastian Cosmâncă! Salut! Da. Mamă, ce tare! Deci asta e vineri, meciul ăsta? Da, este vineri. Cel mai bun greu din România la actual, ce mai tritați din România, ce mai bun. Pe bune. Adică ei sunt la ce categorie luptă? La categoria grea. La categoria grea? Da. Mamă. La categoria grea, asta sau centura greilor și avem câte reprize? Trei reprize. Va fi nebunie totală, vă spun sincer. Îl avem pe Valentin Bordeanu, care s-a luptat cu legendarul Alexei Ignașov, l-a bătut pe Alexei Ignașov, bodyguardul Mike Tyson. A fost și bodyguardul meu, am făcut niște farse mai de mult. Da? Serios? Da, da. Super, da. Băia, da. Super tare. Exact. Oricum. Și pe partea... Prietenul și... meu. Da. Iar pe cealaltă parte l-aveam pe Sebastian Cosmâncă, fotomodel. Deci că e contabil, Sebastian. Băi, fotomodel. Adică băi, fotomodel, așezat. E fotomodel. Fotomodel, dar vezi așa cu sacou, bună ziua, sau avocat, zici că e, uite, pe cuvânt. Bună ziua, și când încolo naște în el o fiară. E o fiară născută, e neînvins România de aproape 3 ani de zile. Mamă, tare de tot. Câți ani ai? 26, mulți înainte. Da. Voi v-ați confruntat vreodată? Nu. E prima dată? Da, da. Știi totul despre Valentin? Eu știu totul despre el, el știe tot despre mine. Nu cred că totul, o să vedem în ring. Ai emoții, sincer? Cu siguranță. Te mai antrenezi pentru că mai ai o săptămână? Normal, și dimineața m-am făcut antrenament. Da, pe special da. Pentru meciul ăsta. Da, da. La tine, Valentin, cum e? Ai emoții? Nu. Nu? Nu. Îl bați? Vedem acolo ce se întâmplă. Cel mai bun să câștige. Cel mai bun să câștige. Mamă, moru, simt o tensiune de aici. Îl simt, nu? La Piatra Neamț, da. Tu ai seama, amândoi, tu vezi, dar și eu simt energia asta, să mor pe bune. Simți și tu, nu? Bun, dar tu intri? Cum să nu mă bag cu Mahomed? Mehmed, că Mahomed, Mehmed al treilea. Mahomed al treilea, da? Am o luptă cu un turc. Vreau să reeditez lupta de la Vaslui, când au câștigat moldovenii. Și uita cu oameni din bătaia turcă, nu mai știi ce cu el, s-a hotărât. Pe bune. Mamă, super meci, oameni buni. Gala lui Moroșanu. O să fie vinerea viitoare la Piatra Neamț. Foarte tare, Moro. Stai baftă și mulțumim mult. Te aștept și vă aștept. Drag. Baftă, îți mulțumim mult de tot. Baftă, îți mulțumim mult de tot. Să fiți în formă. O să fim. Mersi că te pup. Ce tensiune e aici, bă, băiatule. Băieții grei. Eu vreau să zic ceva, dar nu vreau să te super pe mine. Uite, băiatul ăla în geacă albastră, noi zicem plantă. Da. A zis niște lucruri despre tine. A zis că cum te duci tu să te... Fii tu la valiera? Da, sau? da, dă-mi la valiera, nu. Mi-a zis, păi ce mă, dau... Vino, hai plantă. Puțin. Hai plantă, zici ce ai zis, ai curajul? Si. Mi-a zis mie, vino, hai mă plantă, ai curaj? Te simt că știi bătaie, că ai da, mai luat. Da. Te simt că știi bătaie, mai luat. Nu, dar serios, să vezi ce a zis de tine. Eu nu pot să zic că suntem la televizor. Vorbe grele care da, doare. Da, ăla, exact, plantă în albastru. Am înțeles, gata, l-am vizionat, da. Deci totul e pregătit. Perfect. Da, nu, deci nu, uite, numai în albastru, e în roșu. Yeah. E în roșu. Perfect, să ai faptă, Valentin, da, mersi mult de tot. Valentin ține la farțe, am făcut cu el câteva farțe în sezoanele trecute senzaționale.